stimați colegi, întrebări în dispoziție articolul 133, liniatul 1, liniatul 2, litera și G, articolul 134, liniatul 1, litera A, și aliniatul 3, litera și G, aliniatul 4, aliniatul 135, articolul 155, aliniatul 1, litera B, din o ordonanță de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 și privind forul administrativ, cu modificări și cu pietrările ulterioare, sunteți convocați luni 12-2024, ora 14, pentru a participa la ședința ordinară, extraordinară a Consiliului Local Urbin, Județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primării Comunii Urbin, din satul Urbin, strada Luzi, numărul 200, Comuna Urbin, Județul Bacău, unde se va, unde va fi supus, analize și dezbate următorul proiect al ordinii de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31 aprilie 2024. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în registrul adus al Comunii Urbin pentru semestru 2 al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în anul 2024. Inițiator, primar Popa Costa. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Urbin la apelul de proiecte cu titlul finanțarea bibliotecilor în județul Bacău pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipament IT din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Componenta 7. Transformare digitală. Operațiuni. Competențe digitale. Capitolul urmat și utilizarea internetului. Investiție, apel de proiecte numărul 2. Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale și aprobarea acordului de parteneriat al proiectului. Inițiator, primar Popa Costa. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al SC Companiei Regionale de Apă Bacău, S.A. din 28-29-2024. Inițiator, primar Popa Costa. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului UAT-COT de Bacău pentru anul 2024. Inițiator, primar Popa Costa. Punctul 6 de vieți. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine se pierde? Cu discuții, vă rog, la proiectul numărul 4, privind bugetul, să aprobăm pe fiecare articol în 4, vă luăm în vedere că sunt 16-17 articole și nu aș vrea să votăm la grămadă, aș vrea să votăm pe fiecare articol în 4. Dar sunt de acord din prima discuție. Și 5. Suntem pe dezbatere. La proiectul de bugetul, la rectificat. Da, trecem la... Deci, împotrivă, abțineri, nu. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare de data de 31 aprilie 2024. Dacă sunt intervenții, atunci se pune la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu. Punctul 2. Voi de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în registrul articolului Comunii Urbin pentru semestru 2 al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități în anul 2024. Dacă sunt intervenții, supunem la vot. Cine se pierde? Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre cu punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Urbin pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28-29-2024. Deci, se face cu...
Prin adresa 1098, 26 ianuarie 2024, SECE, Compania Regională de Apă Bacău, anunță convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 28.02.2024 la ora 13, iar în cazul în care nu este împlinit cuvotul pentru această dată respectiv oră, ea se reprogramează a doua zi la aceeași oră. Pe ordinea de zi a acestei adunări generale, avem punctul 1, aprobarea participării companiei în calitate de lider de parteneriat în cadrul programului Prima Conectare la Sistemul de Alimentare cu Apă și de Canalizare, așa cum rezultă din nota numărul 5266 din 08-12-23 a Serviciului Investiții din cadrul societății și cum s-a aprobat în hotărârea Consiliului Administrației numărul 5 din 16-03-2024, conform prevederilor articolului 11-2 litera J din actul constitutiv al Companiei Regionale de Apă Bacău, colaborat cu ordinul Ministerului Apelor și Potrivilor, numărul 2065-2022, pentru aprobare ghidului specific a condițiilor de accesare a fondurilor europene aferente Proiectului Național de Redresare și Reziliență, componenta C1, respectiv managementul apei, investiția 3, sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de apă și canalizare existente și, firește, împuternicirea directorului general al Companiei Regionale de Apă Bacău, domnul Constantin Doru, de a semna în numele și pe seama societății toate documentele aferente programului Prima Conectare la Sistemul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare. Punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea validării contractului și numirea auditorului financiar Intercom SRL cu sediul în Bacău, Vadul Bistriței, numărul 29, înregistrat la Registrul Comerțului, sub numărul aferent. În vederea efectuării auditului statutar, conform propunerii 459 din 12-2024 a Serviciului Financiar din cadrul societății și a hotărârii Consiliului de Administrație numărul 9 din 16-2024. Punctul 3. Aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și sau de reprezentare juridică pentru contractele de servicii, de furnizare și de lucrări care alcătuiesc Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă, Apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, propusă prin nota justificativă 4.982 din 24-11-2023 a directorului general adjunct al societății și avizată prin hotărârea Consiliului de Administrație, privind, firește, unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a acte normative, aprobarea mandatării directorului general al societății, domnul Constantin Doru, de a încheia contractul având ca obiect serviciile juridice menționate mai sus, în numele și pe seama societății și aprobarea încheierii unui acord cadru pentru anii 2024-2027, astfel încât durata contractului să acopere întreaga perioadă de finanțare a proiectului. 4. Aprobarea propunerii de majorare a indemnizației fixe lunare administratorului executiv Popara Luca cu procentul de majorare aplicat asupra salariilor salariaților societății, motivat de faptul că administratorul executiv nu beneficiază de aplicarea acestor majorări alături de salariații companiei, așa cum rezultă din nota administratorului executiv și din hotărârea Consiliului de Administrație. 5. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Acestea sunt punctele înscrise pe ordinea de zi. Crește obligația noastră de a desemna o persoană și de a comunica votul în consecință. Mulțumesc. O propunere. Firesc, ca de obicei, domnul primar, să ne reprezinte. Cine este pentru? Împotriva, abține. Domnul secretar de ședința SRI, punctul 3. Biblioteca. Mai iertați. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Mateo Ben la apelul de proiecte cu titlul Finanțarea Bibliotecilor din județul Bacău pentru a deveni abur. Nu am mai citit o titlu, că l-am mai citit. Da. Bun. Așa cum ați aflat și în cadrul comisiilor, sunt acele 14 biblioteci care vor suferi investiții majore în ceea ce înseamnă infrastructura, practic sediul din care acestea își desfășoară activitatea, și 33 biblioteci din raza județului Bacău, care vor beneficia din dotări care vor însuma, firește, echipamente, de număr, cu titlul de exemplificare, 5 sisteme de calcul de tip AIU, 5 laptopuri, un display, o tablă interactivă, un router Wi-Fi, un multifuncțional Wi-Fi,
6 UPC-uri, 10 căști, toate aceste echipamente fiind de natură să contribuie la desfășurarea nu mai bunei condiții activității la nivelul bibliotecilor și firește la accesarea, în cadrul acelui program BiblioNet, a unor resurse importante existente la nivelul bibliotecii locale, cât și la nivelul altor biblioteci. Deci această interconectare a bibliotecilor, la schimbul carte de informații și să sperăm că o să manifeste interes pentru copii și nu numai. Da, liderul de proiect este Consiliul Județean Bacău, în colaborare firește cu Biblioteca Județeană, suntem și noi parte în acest proiect. Contribuția Oatea Orbeni este zero. Valoarea proiectului este una mai mult decât importantă. Aproape 13 milioane de lei, fără TVA. Valoarea generală a proiectului. Valoarea generală a proiectului. Da. Dacă sunt intervenții. Dacă îmi permiteți, doamna consilier, consider că această investiție este de bun augur pentru digitalizarea și formarea unui cap informațional la nivelul bibliotecii noastre comunale, dar, după cum vă duceți bine aminte, săptămâna urmă, la ședința anterioară, am lansat o idee pentru a o omagia pe doamna Maria, care a scris monografia comunei noastre. Dacă doriți și la cameră, un nepot al dânseia a înțeles demersul meu, fapt pentru care vă cer sprijinul dumneavoastră, și a donat tocmai de la Sibiu, monografia comunei, să reintroducem în bibliotecă și punctul de plecare ca să identificăm moștenitorii. Este în bibliotecă. Cu acordul scris, cu acordul scris al lor, dacă vrem să dăm denumirea bibliotecii. Ba da, domnul. Noi avem, nu poți să te numești. Monografia a fost predată de el, să Dumnezeu să iei de titular. Dar dacă vrei să... Este și la primărie, este și la bibliotecă, la biblioteca școlii au primit chiar o parte din cadre didactice. Foarte. Cât un exemplar de ceea ce înseamnă monografia comune urbeni. Toți colegii cadre didactice au și l-am văzut chiar pe domnul Pască, era îngrijorat că nu găsea astfel de exemplate și știu... La vremea i-au primit toată lumea. Atunci era director și bănuiesc că a primit unul și poate două sau trei, pentru că m-am gândit că mai sunt cadre. Dar a fost să și nu, în principiu, dacă vreți să-i denumim bibliotecii, denumirea va trebui un acord scris, iar moștenitorii au primit printr-o hârtiuță cei care mai sunt în viață. Ca demers viitor, dacă vreți, la diverse... Eu zic că dumneavoastră interveniți la proiectul urmii zi pentru adăugarea unui nou proiect urmea de zi. Nu, momentan nu suntem la stadiu de a propune un nou proiect, trebuie să discutăm la diverse. Proiectul în dezbatere acum este cu totul acela. Dumneavoastră, la experiența dumneavoastră de 20 de ani în Consiliul Local, trebuia să știți să vă documentați în privința unui proiect de hotărâre prin care solicitați Consiliul Local mai este până modificarea acolo. Mai este până acolo. Punerea numelui doamnei Marin la bibliotecă e un cu totul altceva. Să interveniți în dezbaterea unui proiect de ordinea de zi care, din păcate, nu are legătură cu așa ceva. Dar mai sunt alte interveniții. Mulțumesc. Da, e o informație care la vremea respectivă va fi căutată. Înțeles, e dar nu... Nu ne mai este rămăcin ca lumea să chiar să înțeleagă nimic atunci când se uite la noi. Deci vă vreau declara geamă. Să nu ne depărtăm. Dar nu ne-am depărtat că era discuția despre biblioteca comunală. Deci... Dar nu ne-am depărtat un pic. Nu este o bucere. Nu. Era o adăugire al faptului că cineva a venit chiar când va fi nevoie la momentul oportun. Domnul Consiliu, toate la timpul lor. Corect. Și pentru astfel de discuții. Acum hai să analizăm bugetul cu toată responsabilitatea. Că sunt probleme în sunt discuții importante. Deci eu am lăsat ideea. Pașii până ajungem la proiectul mai durează. Dar noi acum momentul. Dar alte intervenții, dacă mai sunt, nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Nu. Trecem mai departe la... Buget. La buget. Proiectul de hotărâre privind bugetul Oatei Orbeni. Da, deci chiar și concluzia, așa cum au rezultat și din discuțiile care am avut pe toate cele trei comisii, da? O să dau citire fiecărui proiect, de fiecărui punct din proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobări. Dacă mai sunt ceva dezbateri, mai sunt ceva probleme legate de subiectul ăsta? La fiecare punct o să mai... Da, dacă mai ceva. Fiecare articol și dacă sunt
facă domnul consilier amendamentii. Deci o să te ridic la proiectul de hotărâre. După cum hotărâm, adică... Nu, eu cred că o să fie discuția pe fiecare punct al ordinei din buget, fiecare articol, nu? Da? Să da. Discutăm, indiferent de ce propuneri să fac, să supun la vot și după care votăm articolul în formă la final. Nu? Este proiectul meu. Cum? Proiectul este al dumneavoastră al ordinei de zi și al proiectului de hotărâri. Vă așteptăm să ne prezentăm. Okay. Deci, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului UATC Orbeni pentru anul 2024. Deci, având în vedere referatul de aprobare numărul 33 din 4 aprilie 2024 și referatul de aprobare completare 644 din 2 aprilie 2024, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, raportul de specialitate numărul 34 din 4 aprilie 2024 și raportul de specialitate numărul 645, din 2-a 2-a 2024, întocmit de compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, având în vedere prevederile legii 421/2023 privind bugetul, legea bugetului de stat pentru anul 2024, în temeiul ordonanței de urgență al Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, articolul 129 aliniatul 1 și aliniatul 2, litera B, coroborat cu articolul, cu aliniatul 4, litera A, articolul 139, aliniatul 3, litera A și articolul 196, aliniatul 1, litera A, propune. Articolul se propune, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pentru anul 2024, în configurația prevăzută anexa 1 la prezenta hotărâre. Și acolo sunt toate cifrele care înglobează tot bugetul. Articolul 2. La articolul 1, vă rog, la cheltuieli pe secțiunea B, nu avem menționat cât la sută sistemul funcțional și secțiunea de dezvoltare. Ca procentaj. Da, nici este momentul ăsta. De acolo, n-am tot ajuns. Mi-ați spus jos și mi-am uitat acolo. De vedeți la șechelul și spate procentul funcționare pe dezvoltare. Mai ați lucrat în ultim moment. Articolul 2 se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din activități autofinanțate sursa IE în suma de 610.000 lei din configurația prevăzută la anexa 1 la prezenta hotărâre. La sursa aici avem cele trei activități. Cam chiar patru. Salubrizarea, căminul cultural, pășunea și alimentarea cu apă. Mergem mai departe, da? Articolul 3, se propune aprobarea bugetului de... Nu discutăm să-l și aprobăm? Da, bine, și aici, da. Să ne apur, pe fiecare dacă tot discutăm... Corect, articolul 2 și 1 la fel, cadrul și cifre și 100%. Da, da. Aș vrea să mai fac o precizare aici, că în urma intervențiilor care au avut pe rețeaua de alimentare cu apa, la mijloace fixe am alocat suma de 16.000 de lei pentru achiziția unei pompe, mai exact motorul de la pompă, motorul cu care funcționăm astăzi a fost împrumutat de la altul, astfel ca să punem în funcțiune rețeaua de alimentare cu apă, că, din nefericire, pompele care, pompa existentă din cuțul de la Scurcă a căzut, da, fiind o e dus la electroserve la service, la, pentru reparații, să vedem în ce condiții poate fi reparată, că partea electrică este capsulată și eu problemă. Iar pompele care le avem noi în magazie sunt de o putere inferioară nevoilor noastre acolo. 3 bani minus. Nu face exact. Față la plus 2. Nu. Nu. Și ca atare am găsit formula de a împrumuta și să-i mulțumesc pe mare de acolo că m-a ajutat, cu condiția să eu returnăm. Nouă a fost pompa, introdusă fără doar și poate, i-a adusă din Italia, așa cum am găsit o firmă care se ocupă de lucrurile astea, așteptăm ofertele, am primit noi ceva, deci 16.000 de lei cu TVA inclus. Trebuie să luăm pompă de 13 kW, care asigură apă suficientă acum prin vântul de care nu am în spate. Da. Cam asta. Priorez sunt cheltuielile curente de întreținere și... Dacă reușiți la cheltuielile de întreținere să alocați o sumă cât de cât necesară intervenției în zona viilor pentru a izola corespunzător turoșitorul. Trebuie să cheltuielile. O să fie nevoie și de motorină și mai e de lucru, mai e de lucru, în toată rețeaua e. Permanent. Și cred că știi și tu foarte bine și toată lumea știe. Acolo unde sunt bante, mai tot timpul apa de la apa buvială lucrează. Lucrează, da. Și sapă. Și se fac intervenții permanente. Chiar și pe drumul pe care conducta coboară, fiind Scurta, fiind Orbeni.
Ai momente când în timpul verii, după niște ploi mai abundente, să vezi țeava descoperită. Nu e ceva făcut, un lucru făcut de mâna cuiva, ci natura lucrează, noi intervenim. Acum am intervenit și cu vaci și o să fie o problemă mai dificilă. Nu o să fie o problemă, că sunt cei de la sprijin, cu sprijin ceva de la 406, de la VMI-ul ăsta mai nou, să face curățenie, să intre cu utilajul, cât s-o putea mânca pe un manual, nu se putea mânca cu utilajul pe tot frontul acolo, n-ai cum. De-aia au și rămas acolo. Domnul primar a spus că va interveni în zona Stradaviilor. Am încredere că se va ține de cuvânt. Pentru care asta am și solicitat pe timp o intervenție punctuală în acea zonă. După cum ați auzit, domnul primar susține că va interveni. Mă credeam dacă va interveni acolo pentru a se asigura o condiție și de trafic și de siguranță trecătorilor, să nu ne trezim cu altă istorie. Care ați constatat că există acolo. E, dar fiecare ați în drumul lumea asta, nu e de la noi, doamne, nu e ceva nou. Da, eu am fost dus în eroare din tenta postării pe Facebook. Nu știu, n-am acceptat acolo, dar n-am nicio lucru postat. Nici n-am, dar mai sunt oameni care tot bagă. Binevoitor. Știți? Dacă mergeți la fața locului, o să vedeți că acolo s-a spus doar adevărul. Puteți merge la fața locului. Am văzut pozitiv. Deci este un lucru pe care vă asigur că natural se întâmplă în fiecare an. Vine ploaia, se topesc zăpezile, apa lucrează, sapă, că e un șans. Care nu-i nimic. În principiu, trebuie să fim atenți toamna ca să nu fim descoperiți iarna. Dacă s-ar fi o perioadă mai îndelungată. Probleme cu alimentarea cu apa nu fost cauzate de astfel de lucruri. Nu, dar acolo, dacă timpul e, se oprea curentul, la pompa 1, cu sforat, apa stând în loc îngheța. Și aveam o mare problemă în zona Luz, chiar la primărie. Au fost o dată probleme să înghețeam, da, să creacă conducta aia? Nu trebuie să le așteptăm. Trebuie să le prevenim. Și asta le prevenim cu viitoare. Mă scuzați, dar eu tot insistem cu dumneavoastră, ați apărat o atenție atât de mare cu postării acelea, prin care acuzați cumva o... Da, acolo nu intervenit de ani de zile. Nu, nu, ar fi posibilitatea remediere înaintea aprobării bugetului local, e mai important acolo, cu Doamne ferește, să nu cadă cineva în acel bazin. Dacă mergeți la fața locului, vă veți convine. Și acordați-mi prin postare urgență. Păi e urgență, e urgență. Domn primar spune că a și fost azi acolo. Deci nu este... Deci el spune că e ceva zile în vorba, de ce bazin în vorba? Care este descoperit? Bă, schimb cracă pe lângă țeavă, e șanțul descoperit. O șanțul. Parțial. E vorba de un bazin. Ce bazin? Neapropiat. Bazinul de la regulatoare de celebre. Păi stați că domnul bazin... Băi, ăla e căminul, nu-i bazin. Da, e căminul, păi nu-i căminul, căminul. Care nu are capacul de multă vreme și acolo sunt alea două vale de închidere și deschidere, care dacă... Dacă ai fost azi la curte, am adus două tuburi. De unde am putut, de unde am putut, cu capace, că tot sigur am primit informația că se mișcă treaba acolo. Am declarat mulțumit, am întrebat pe domnul primar, care confirmă că în continuare se va ocupa de treaba. Scopul a fost atins. Ca și o garanție a vorbei pe care noi tot au arătat aici, când cobor poți să verificați în curte că sunt două lucruri special pentru astfel de lucruri. Deci ce puteam să mai zic? Dacă mai sunt alte intervenții, acum se pune la vot. Mulțumesc, domnul primar, pentru promptitudine și intervenții. Articolul 1, da? 2. 1 și 2. Dar acum aducem cifrele, nu e o problemă, este calculul. Votim la abținere? Articolul 3. Se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli jurnatorului de țeavă de trăit de școala gimnazială Orbeni în sumă de 488.000 lei, 419.000 lei din TVA și 69.000 lei din bugetul local. Pentru transportare didactice, protecția muncii, asigurarea securității și sănătății personalului. Deci suma de 488.000 lei iese din TVA, de taxa pe valoare adăugată, destinată foarte clar învățământului, conform legii, da? Iar diferența am venit mai în completare, nevoie am mai multe, dar am acoperit strictul necesar ca toate să funcționeze, pentru că să fac o serie de investiții în învățământul ăsta și trebuie să ținem cont de toate astea. Dacă sunt intervenții, pune la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Se propune aprobarea listei de investiții pentru anul 2024 conform anexei. Sunt toate investițiile trecute enumerate în listă. Poți să trecem o revistă pe toate. Pe care le-am discutat și în cadrul comisiilor. Alimentarea cu apă, gazul, drumurile, care sunt cu zero, care sunt cu cifre parțiale, care sunt în totalitate acoperite.
Vă rog să mă uitați de camionul de bătrâni. Am adăugat-o ca și în preambul de decembrie. Chiar dacă e cu zero, da? Toate, nu rămâne nicio investiție în urmă, pentru că ea, odată ce am început-o, chiar dacă nu s-au făcut cheltuieli, nu s-au executat cheltuieli pe el, ea rămâne în continuare în atenție și ca o necesitate pentru comunitate, e clară treaba. Da. Aici am un amendament la completarea listei de investiții și cred că ar fi cazul că toți domnii consilieri care au de gând să completeze lista de investiții pentru anul 2024 ar fi o ocazie la articolul numărul 4. Chiar dacă e cu zero. De regulă. Dar trebuie să fac legea, o completare la anexă. Dacă sunt proiecte noi, el trebuie să sunt de când aceea. Da. Atunci, deci ca să pot înființa un nou proiect care să vină. Sursa de finanțare trebuie asigurată oarecum și sursa de finanțare, ca să nu mai spun că legea te obligă să ai totalitate și mai departe. Da. Contabilul încep să nu dea bun de plată atâta timp cum nu are rezultate. Nici nu poți adăuga într-o listă de investiții un obiectiv nou fără să asiguri măcar finanțarea. Da. Celelalte sunt începute, deja s-au urmărat cheltuieli pe ele, mai mult sau mai mic sau mai mari, și chiar dacă anul ăsta nu aloc niciun ban, pentru că nu am posibilitatea să dar încă anul la de an a început, lucrurile stau altfel. Dar ca să aduc un obiectiv nou, îmi este imposibilitatea de a fi de acord cu tine, indiferent cât de necesar ar fi, că așa puteam să mă întind cu lista aia să fac... Tocmai de asta, cred că o sumă infirmă pentru a adăuga la lista de investiții un obiectiv de investiții, să spunem 1000 de lei. Da, nu faci așa. No. Și ea, indică sursa de finanțare. Indică sursa de finanțare. Dar zi-mi obiectivul. Dar zi-mi la sumă. Nu are cum așa. Ce ai 1000 de lei? Ce ai 1000 de lei? Indică sursă. Da, decât 0 e menul. Este un pic. 0 sunt pe cele care deja s-au efectuat pe cheltuieli pe care nu le pot scoate din... E referitor la... Dacă să vin cu obiectivul, să fac 1000 de lei, pur și simplu. Cu una vorbim, care îl știm toți defectuos și cu probleme. Sistemul de alimentare cu apă. Nu face obiectul discuției sursa, e pe sursa ei. Am spus mai corect. Așa. E în altă categorie de cheltuieli, la altă buget, e la altă sursă. La altă sursă. Da, pe sursa ei. Dar poți să o spui, la urmă ori tot aia. E lista de investiții. Nu apare nu pe lista de investiții. Deci ceea ce putem face pe lista de investiții este, dacă adăugăm obiectivul, trebuie să asigurăm sursa de finanțare. Da. Doi, alimentarea cu apă nu face obiectul discuției în bugetul local, cu bugetul mare. El este gestionat și analizat din punct de vedere financiar în sursa E. Dar e un nou obiectiv de investiții. Ceea ce eu propun, să ne adaugi pe listă? Da, ceea ce eu propun ca și amendament la articolul numărul 4 referitor la anexa numărul 2. Eu aș fi mai atent cu investiții în ceea ce privește alimentarea cu apă existentă, da, motivat de faptul că da, odată ce poimul vine și completează și o să anuleze mult din ceea ce înseamnă investiția asta. Nu am putut anticipa amendamentul ăla. Nu știu, eu, hai, continuă, poate ar termină ideea. Nu, nu, măcar ca idei de discutat, că doar de acord. Dezbatere. Vreau să știu mai exact dacă strada Dosorbeni este integrată în POI pentru alimentare cu apă și canal. Nu, tocmai aici am vrut să adaug eu ca amendament, dar este de investiții ca un obiectiv, alimentarea cu apă pentru strada Dosorbeni. Este în atenția noastră, îți dai seama. Nu în atenție, s-o introducem în lista de investiții. Cu ce? O sumă, 1000 de lei. Nu știu dacă este. Pe care putem lua de la Festivalul Grăului, unde sunt alocați 70.000 de lei. Mai reducem bugetul. 1000 de lei nu cred că este o sumă care să asigură un astfel de investiții de asemenea valoare. Ba, aș putea să dau exemple, pentru că aveți un pult de excavator. Aveți oameni de la asistență socială care pot contribui la... O investiție nu se poate așa, dar... Dar se poate începe. Nu poți să începi chiar așa. O investiție înseamnă consiliul de fezabilitate, da, înseamnă certificat de urbanism, înseamnă avize, înseamnă proiect tehnic, înseamnă multe alte autorizații și înseamnă o sumă enormă de bani. Eu aș fi cerut o sumă mult mai mare, dar dacă știu că toate celelalte este zero, imaginați-vă că dacă ar fi fost să continuă, le-aș fi continuat cele existente. Pentru că oprind așa doar de dragă de a o agăța, dar suma asta, indiferent că ar fi 1000, că ar fi 10, ar fi insuficient. Păi tocmai de aia eu am pus 1000 de lei, pentru că suma nu mai contează. De a spun 70.000 de lei și să solicit Festivalul Grăului să nu mai fi bugetat. O, are nicio legătură în aplată, nu știu. Pentru rețea de apă care e nevoie, pentru o stradă care se cheamă Dosorbeni,
deși eu că sunt câteva localități care nu au apă și chinui gospodării. Noi am discutat și cu oamenii de acolo și cu planete care în zonă și am zis așa, în condițiile în care poimul ăsta se implementează și prinde viață și măcar să terminăm pe ăsta, care durează oricum, nu este compresă, că de altfel mai sunt ceva străzi care nu sunt. Vă rog, capete din străzi, că nu mai sunt chiar străzi fără alimentare cu apă. Abia după care să putem discuta, pentru că toate sumele de bani pe care încercăm să le găsim în perioada următoare, să ne asigură continuarea celor în implementare, înțelegi? Ne pune dificultate să începem unul nou care oricum nu e suficient. Îl punem pe lista de investiții doar așa de dragul de a la găța. Nu, nu putem vorbi doar de dragul. Păi nu pot, ca ședinție, adică aș fi de acord cu un lucru care nu se poate realiza, ci doar așa ca să fie mai mult de imagine. Știi că, uite, am dat drumul și încercăm să facem ceva și în două sorbere. Nu știu. Deci, dar îți cântăriți, supuneți spre aprobare, dar eu nu văd lucrul ăsta realizabil. Cel puțin, nu vreau să fiu negativist, ferească Dumnezeu. De altfel și modernizarea drumului către două sorbiri. L-ați văzut că este început, este oarecum, s-au făcut ceva cheltuieli, dar foarte puține, dar nu pot continua. Pentru că sursele de finanțare care vin pe proiectele existente ne obligă să asigurăm și noi cofinanțarea. Care vedeți dumneavoastră că pe cele pe bugetul local sau pe care le mai avem, suntem în imposibilitatea de a le acoperi ca și cheltuială. Oricât aș lua, pot să iau de 3 ori 70.000 de la Festivalul Drumului. N-am nicio legătură cu alta, dar nu văd. Din punct de vedere legal, nu văd. Și nici. Doar așa, ca să completăm lista de investiții cu 1.000. Și acum ați putut-o completa și cu modernizarea drumului străzii Dosorbeni în bugetul actual. Adică... Iar în momentul de asta nu este finanțat. V-ați gândit cumva la o posibilă asfaltare pentru Dosorbeni, dar nu v-ați gândit la apă. Așa ne-am gândit și cu gazul și cu asta, dar să zic toate la timpul lor. Și apa. Dar au mai fost discuții în Consiliul Local Legat, dacă vă amintiți, neapărat, nu am mai discutat de treaba. Să implementăm poimul, să dea Dumnezeu să se întâmple odată și odată lucrul ăsta, după care vedeți ce se întâmplă cu celălalt străzi, ca să le poți asigura și finanțarea. Nu sunt potrivă, n-am nicio problemă, dar nu știu dacă din punct de vedere legal putem să o acoperim, să o cuprindem în lista de investiții, doar de dragul de a o acoperi. Eu punct de vedere al meu. Până când o putem rupi așa, ca anul ăsta, nu anul ăla. Depinde de situația financiară cu care primăria sau Consiliul Local face față de foarte multe proiecte începute, care nu le poți acoperi. La fel mi-aș fi putut spune și despre cămion cu drag la scot, aș fi că toate celelalte pentru care doar bugetăm anual câteva sume modice, dar de fapt nu se întâmplă nimic. S-au întâmplat, chiar dacă lucruri nu se văd, ele se întâmplă, acolo ele au plecat. Omul din rând vrea să vadă, omul interesează din proceduri. Vedeți dumneavoastră că omul din rând, ca și eu de exemplu, aștept fapte. Ideea mea este că nu vrea să aibă apă. Eu știu și eu, de acord cu tine. Proceduri de ale noastre care trebuie să vedeți. Vedeți dumneavoastră doar proiectul ăsta, să mă rezum la el poimul ăsta, câți ani are de zile? 22. Nu știu, nu am numărat, dar sunt foarte mulți ani de când s-a inițiat ideea și la ora la care se implementează. Măcar s-ar întâmpla. Și acolo noi trebuie să intervenim cu 353 miliarde jumate. Mai bine. E partea de cofinanțare, dar faptul că proiectul la început de execuție nu se impune prezența banilor în mod obligatoriu. Pentru care termen de implementare nu știu cât. Ca să scurtez, știam că strada Dosorbeni nu este impusă nici în poim, nu are alimentare cu apă, nici de la rețeaua locală existentă. Am sugerat Consiliul Local aprobare pe introducerea listei de investiții acest obiectiv. Dacă domnul consilier, în speță chiar domnul consilier care locuiește pe această stradă, nu este de acord cu acest amendament, nu am nicio problemă, dar eu țin să-l propun Consiliul Local pentru a fi trecut lista de investiții. Cu o sumă pe care putem lua de la articolul 7, respectiv Festivalul Grâmului, care putem lua o sumă din el, fiind un buget construit cu multe zerouri, dar dinainte de virgulă zerouri. Zic eu... Eu părere, supunem la faptul că ne-a trebuit cu posibilitățile astea sunt ale. Eu știu că domnul consilier, am înțeles mesajul dumneavoastră privind amendamentul meu. Dar am încredere că o procedură de vot trebuie ridicată. Ca să pot analiza care investiția ce am început-o pe buget local, mai trebuie 15 miliarde, nu 1.000 de lei.
ca să închid un capitol, că dacă tot le întind și le întind și le întind, lista o să apară foarte frumoasă și foarte bine îngăduitoare, dar nerealizabilă, asta vreau să spun. Mulțumim. Suntem în dezbatere, dar eu trebuie să continui. În momentul de față, îmi susțin amendament. De acord. Da? Proiectul privind apa la scurta pe noua investiție pe care ați deschis-o anul trecut și care se apropie de finalizare, am înțeles, ca bugetare și ca lucrare executată, nici ea nu este bugetată pentru a fi recepționată. Da. Deocamdată încă nu aveți bani aplicați pentru... Ce spuneam mai devreme, că trebuie să facem eforturi, să găsim resurse care să ne asigure să putem finaliza lucrarea, să putem recepționa și să putem da în folosință. Da. Că dacă încep cât mai multe, pe așa dacă ne eram, întindeam cu bani pe toate investițiile, cât 10 lei, 20 lei, 1000 lei sau ce-o fie. Dar trebuie să fiu conștient că atât se poate. Mai mult nu am cum să fac. Da. Susțin amendamentul pe care îl solicit Consiliul Local spre aprobare. Dacă domnul secretar a înțeles conținutul amendamentului, dacă nu sunt dispus să mai dau explicații. Da, domnul Popa. Deci, amendamentul astea are ca un conținut, ideea fiind foarte bună, dar din punctul meu de vedere, bugetând cu 1000 de lei, un proiect care costă, după părerea mea, peste 100.000 de lei, numai săpată, de care trebuie să-l facem o firmă specializată. Ați făcut un deviz de lucrări? Nu, da, până nu avem un deviz de lucrări. Păi nu, aproximativ, poți să bugetăm cu 1000 de lei ceva ce nu poți să faci șanță cu 100 de lei. Pentru că este o lucrare trecută în lista de investiții, nu neapărat bugetată pe total investiții. Nici o lucrare din bugetul local. Dar în acest an nu puteam să obținem un lucru benefic pentru locuitorii din... Este un început de la care putem pleca. Pentru locuitorii din acea zonă? În acea zonă, de la care putem pleca. Anul ăsta putem bugeta 1000 de lei, poate la anul ăsta, la cursul anului. Dar poate este lista de investiții doar cu 1000 de lei. Ce să nu facă? Scuzați-mă, dar pot să spun și eu că e o propunere populistă. Trebuia să o gândim de acum 4 ani, să adunăm bănuți cu bănuți, să avem studiile de fezabilitate și să știm că la această oră, de câți bani avem nevoie acolo. Dumneavoastră, putem să facem de acum 20 de ani, de când sunt consilierul. Eu am aici pe domnul primar Martor, unde noi stăteam în spatele acestui proiect, pentru că investiția este uriașă și nu putem suporta noi din bugetul local. Între primarul lui, de vecinii, au luat altă decizie și nu am ce vorbim. Și asta nu am vorbim. Este vina dumneavoastră că ați făcut parte la acest plan. Și să vă fac. Dani, hai să plecăm la o înțelegere. Hai să finalizăm investiția care este începută în ceea ce privește alimentarea cu apă, pe buget local. Și dacă dă Dumnezeu și găsim resursa financiară sau acoperiți, o recepționăm, îți garantez și cred că toată lumea e de acord, să începem etapa următoare, care înseamnă dosorbe și care capete de străzi mai sunt fără niciun fel de, fără astfel de rezultate. Că la urma urmei... Puteți implementa să investiți un nou obiectiv? Fără a fi bugetat? Dacă găsim resursa financiară, sigur că, dar poate găsim o sursă din afară, care o să fie pe AFM, pe POIM, pe nu știu ce. Înțelegi? Da, până atunci noi trebuie să fim foarte atenți la finalizarea poțului forat, zona Curcii, școala 3, pentru că investiți urmează. Mai sunt de plată 20 de miliarde. Acum unde POIM-ul nu are intervenție, trebuie să intervenim noi. Și să nu ne trezim că rămânem dator la cea lucrare. Să vedem noi după aceea să desfacem tot așa. Care nu se vede și nu se aude și nu se vorbește, că dacă modificăm o sumă de aici, e posibil ca până la ora 4, să mai puteți depune proiect de buget, că e ultima zi, am înțeles, nu? Da, sunt 12, da, trebuie să și votăm în forma care este. De asta nu putem, de fapt, actualiza o listă de investiții. Păi, supuneți la vot, nu e problema, deci, am simplificat discuția. Amendamentul meu. Dacă mai sunt toate, vă asigur în cazul în care nu se votează, că nu se va întâmpla. Nu am venit cu o listă de amendamente, ca așa am trecut. Din 5 n-au fost votate niciodată. Mi-aș dori să ne complimentăm pe toate. Mi-aș dori să-i mulțumim pe toți oamenii. Exact. Dar am un singur amendament scurt, rapid, dacă Consiliul Local cu puteri de cuvință să fie aprobată lista de investiții cu un nou obiectiv. Să fie suplimentat. Suplimentat. Mulțumesc, domnul consilier. Experiența spune cuvântul asta de viața. Deci ca supliment să fie introdus lista de investiții strada, dosul urban cu alimentare cu apă din surse ale bugetului local, desigur,
din articolul 7, privind alocarea sumei de 70.000 de lei pentru festivalul. În situația în care se presupune că nu se modificăm suma... Eu o propunerea ta. Încât să stabilim dacă festivalul Grâului este mai mult important decât începerea unei investiții de alimentare cu apă. Dacă mai sunt alte intervenții, atunci să punem la vot propunerea de amendament. Care vă rog să o... Domnul... Cine este pentru? Vă rog să dați citirea amendamentului. Ca domnii consilieri să înțeleagă exact amendamentul. Chiar trebuie să înțeleagă. Haideți că îl prezint eu. Da, vorbește transferul unei sume, utilizarea unei sume. Asupra te referi și că se poate cădea de acord. S-o vehicula suma de 1.000 de lei, poate fi mai mică, poate fi mai mare. Exact. Prinderea ca și obiectiv, ca și titulator, ca și enunț, dacă vreți, a acestei noi investiții, respectiv crearea unui sistem de alimentare care poate să fie local, poate să fie interconectat cu restul rețelei de apă. 2. Alocarea unor disponibilități financiare pentru realizarea acestui obiectiv. Asta se dorește a fi. Asta este amendamentul domnului consilier Damola. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Eu sunt pentru doar dacă aveți sursă de finanțare. Atâta timp nu este sursă de finanțare, am fost indicat, domnul consilier. 1.000 de lei nu e sursă de finanțare. 1.000 de lei nu poți să bugetezi un proiect. Domnul consilier, după experiența mea de 20 de ani, dumneavoastră cunoașteți cuvântul de devizi general pe care nu avem cum să-l avem, fiind un amendament astăzi propus și votat. Abia de aici încolo să facem un deficit general, să găsească domnul primar, prin puterea hotărârii, să demareze proiectul dacă nu vrea să-l demareze și dacă are cu ce. Dar în urmă unui deficit general nu putem propune o sumă exactă. Propunerea e veche. Știu, am citit amendamentul până acum mai de 20 de ani. În primă discuția. Da, ca și principiu, a suplimenta o listă. Noi, bun, nu oferitează. Chiar așa, mai gândelor ce. Finanțarea parțială, măcar? Nici nu pot să încerc nimic. Eu vă rog frumos, nici mai așa. 70.000. Nici nu pomeniți de asta. Finanțarea ta, domn primar. Păi, hai să ne formulăm atunci, să picăm din acumulat. Și evaluarea procedurii pentru înființare rețea de alimentare cu apă în două ordine. Și strada și cu asta pasă. Și trebuie alocat o sumă. Trebuie alocat o sumă. Trebuie alocat o sumă. Nu neapărat, te mărăm procedura. Și primarul spus că poate bugetată cu zero. Deci preluăm ideea de demararea procedurilor și în momentul în care se întâmplă să găsim și sursa, vin în fața Consiliului Local și aprobăm și o sumă. Acum, ca principiu. Deci, ca principiu, să fim de acord ca să demarăm o astfel de procedură. Și cu asta, ca să ne înțelegem, să nu credeți cineva împotrivă. Nu, dumneavoastră, apoi, puteți identifica o sursă de realizare a obiectivului cu sursii proprii. După care să vină Consiliul Local și să... Așa, să fie trebuie să fie trebuie. Uite, poate trebuie să fie finanțare. Mai scurt, ce obiectiv este prins? În principiu, ca așa se procedează, executivul caută de sponsor sursă de finanțare. Mulțumesc, vine în fața Consiliului și spune, a, sursă de finanțare, propun următorul obiectiv. Dar putem adăuga un alt articol care nu are nicio legătură cu lista de investiții în momentul de față. Demararea procedurii pentru inițiale unei astfel de plăți de investiții. Oamenii așteaptă de 20 de ani aceasta. Ne întoarcem la promisiuni fără acoperire. De asta vreau să spun. Haideți să fim serios acum, e campania electorală și încercăm să-l duce cum noi vrem să le tragem apa. Că nu putem să zic că n-ar trebui așa. Dar nici de 20 de ani se promite la oameni și nu s-a făcut nimic. Acum să vedem și să spunem că noi în jumătatea asta de an, dragi mă, când o să o lucrăm, noi mulțumim la intelectură. Propuneți-o cu sursă zbreabă de finanțare. Băi, dar o obrază cu oameni. Rămâne mea cu propunerea în care mai așteaptă de 20 de ani. Ne ducem pe un drum greșit. Și nu de altă. De dragul a mulțumit, nu știu pe cine vă va aproba pe hârtie acolo. Nu știu ce. Rămânem cu aprobări, dar de 20 de ani. Știți-vă ce eforturi trebuie să facem să asigurăm finanțarea pentru Revoluția. Nu vorbesc de astea începute. De acum 20 de ani meritau. Nu vorbesc de altele. De la școala scurtă 3. Dar știți, bără, o să ne treceam ca niște oameni care nu vrem să facem. Dar nu e adevărat. Atunci trebuia gândit, toată satul trebuia să aibă acolo. Și l-a spus consilierul în timpul ăla, s-au făcut propuneri domnul Dan, în același timp, căutați, vedeți
La domnul Sfântul. Dar e ușor de dat așa cu bișul de pe margine. La fiecare etapă am avut de rezolvat. Bun, haideți să o rugăm minte. Iar să închidem subiectul. Dați voi, domnul Sfântul. Haideți să reformulăm amendamentul după care l-a depus domnul Dan. În sensul în care suntem de acord să demarăm o astfel de procedură și în momentul când depistăm, găsim o soluție ca și sursă de finanțare, dăm drumul la ceea ce înseamnă implementarea proiectului. Să nu uităm un lucru, pentru că noi suntem totuși, în cadrul acestui proiect POIN, facem parte dintr-un ATIP, CRAB-ul este pe punctul de a ne prelua. Și mai sunt câteva discuții contradictorii la subiectul ăsta cu investițiile care face bugetul local. Chiar dacă noi n-am predat oficial investiția asta către CRAB, fără consimțământul lor, nu prea poți să faci mare lucru. Mai e și un fenomen, pentru că fără avizul lor, de exemplu, hai să vă spunem, revenim la investiția care am fost scurtă, și nu vă spun, fără acceptul, când am depus să obțin avizul de la DSB, de la Apele Române, de la Mediu, Mediu a făcut o scrisoare frumoasă și a cerut de la POIN o astfel de intervenție. Ca să nu ce se întâmplă. Exact. Dar ca și de limitat, la demarare, nu cred că e o problemă. Ca să nu transformăm. Da. Suntem un pic contratini. Și nu-i bine, că după aia pierdem să lansăm totul aia, știi? Și nu-i bine. Bun, să punem la vot atunci propunerea de... O să fie un nou articol. Da. Nu știu ce număr o să poată, dar o să-l introduc, doamne, aici. Adică se aprobă sau nu se aprobă. Suplimentarea listei de... Nu, demararea procedurii până la suplimentarea listei mai ieri. Demararea. Eu am cerut suplimentarea listei de investiții. Dar eu am zis să discutăm să găsim formula asta. Demarăm procedurile, găsim oarecum sursa, ca să fie o sursă pe care chiar să plec la drum, așa ce... Nu, asta a zis dat prea dumneavoastră să găsiți soluția cea mai bună. Deja am demarat să suplimentați lista, demararea poate e etapa nouă. Aici vine acum să suplimentați. Da, o procedură... Demararea presupune că deja am apuc de treabă. Iar suplimentarea listei, în prima etapă, suplimentez lista. Da. Urmând ca demararea procedurii să vină în momentul în care depistezi sursa de finanțare. Exact. Nu, cum s-o demarezi acum? Cu ce bază? Doar pe baza mea? Ai intenții și în momentul când am găsit și resursa, mai desigur la complicație. Ce de lei. Nu faci mai. Suplimentați lista de investiții cu propunerea făcută de Dalmar. Și în momentul în care identificați o soluție, să depistați sursa de finanțare. Sau când o veți alipi de timpului sau altul. Deci, de alte proiecte, doar nu-i sigur azi. Nu am înțeles. Mai sunt străzi. Mai sunt și consilieri în Consiliul Local care pot propune în același ritm care eu l-am propus. Fiecare care știe unde. Hai să spunem la vot, propunerea domnului Dan. Cine este? Eu sunt pentru cu mențiunea descoperirii sursa de finanțare. Există această procedură de vot, domnul consilier, este pentru, abținere sau împotrivă. Cine este? Cine este? Cine este? Păi cu ce înseamnă asta? Mă votez pentru cu abținere. Nu pot vota o mențiune care... Da sau nu, nu este nicio mențiune. Păi nu, că dacă va fi o comisiune, o abținere, pe 20 de ani va fi abținere. Dar vreau să vă asigur că intențiile noastre sunt dintre cele mai bune și am vrea să le acoperim pe toate. Dar sunt lucruri care se pot face, sunt lucruri realizabile și irealizabile. Hai să ne înțelegem. Domnul Crescent, baza hotărârii pe care astăzi o aveți la îndemână sau după... De acord, am înțeles. Cam trecut pe fiată. Pentru voastră veți edifica o procedură care se ducă la realizarea acest obiectiv. Da, gata, am înțeles. Deci articolul 4... Cine este pentru? Articolul 4. În noua formă, da? Da, merge. O să apară plința de investiții și chestia asta. Bun, articolul 5. Se aprobă
se supropune aprobării în jumătate la utilizarea sumei de 500 de mii lei pentru reparație școala unor beni, școala unor beni etajul 1. Știți că am mai avut discuții, am fost și voi în teren acolo și am văzut, s-au făcut o listă de măsurători, cheltuieli estimative pentru realizarea etajului 1. Cu toate lucrurile care le însumează acolo, se duce în jur la cu 400 de mii și ceva, cu TVA, cu tot în jur de 500 de mii. Dacă sunteți de acord, vorbeam de școală, cum e etajul 1, cu bugetul local. Ce este pentru? Da, investiția privind discuții, vă rog, pentru investiția privitoare a etajului 1 la școala numărul 1B. Eu doar întreb, de ce nu a fost prins etajul 1 și în proiectul inițial prin finanțare? APN-ul, prin criteriile care le-ar prevăzut în ghid, nu prevede astfel de lucrări. De etajul 1, acoperiș partier. Da. Și exterior. Și exterior. Și etajul 1. Rămâne așa. Și am considerat că este proiectantul... Vă vorba de proiectant, e vorba de ceea ce îți spune finanțatorul să faci. Dacă studiați ghidul și o să vedeți exact lucrările care se fac. Atenție, explicați mai bine tehnic ce înseamnă. Ne referim la cel planșel? Lucrări. Etajul. Tot etajul. Care înseamnă holuri, care înseamnă săl de clasă, care înseamnă mai puțin ferestrele. Păi asta zic, mai puțin... exteriorul este finanțat. Corect. Dar o să rămână același parchet, același uși, lucrările la parter vor să apară într-un alt fel pe care le-ați văzut și voi, iar la etajul o să apară în alt mod, plus toate celelalte sări care sunt la etaj. Deci oamenii au pus accent pe ceea ce înseamnă eficiența energetică în clădirile publice, în cazul școala Orben. Asta e proiect, asta e ghidul. Și am considerat de cuvință că nu lăsăm școala să arate ca o struță, o cămilă, știi? Totul frumos, exteriorul frumos, partierul arată cum arată, iar când ai lucrat la etaj, ai dat de școala de 100 de ani în urmă. Sau cât are ea. Și am considerat de cuvință ca școala să se arate așa cum trebuie. Lucru care l-am discutat cu toți acolo când a fost prezent. Asta a fost scopul invitației. Să mergem să vedeți exact ce se face, ce nu se face. Da, orice investiție în educație este binevenită de un anul veni. Că n-am de cum să-ți dai seama că e indiferent cât ați înțelege unii sau alții că s-ar face nu știu ce alte lucruri decât cele legale, nu se poate face. Că nu are cum. Da. Adică vreau să înțeleagă de capul locului că totul e transparent și totul se face cum trebuie. Dar mai sunt alte intervenții la punctul 5. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Obțineri? La articolul 6 e vorba de alocarea sumei de 41 de mii lei pentru continuarea dezvoltării activității grupului SPIC din cadrul proiectului Cântec Popular, parte din subiectul satului meu. Deci, și noi am venit în completare și cu angajarea unui coleg, dar nu știu dacă o să întâmple, la care se mai adaugă și cheltuielile asigurarea transportului pentru participarea la diverse evenimente, festivaluri, concursuri și așa mai departe. Și achiziția pentru grupa celor negative, de care nu te poți, nu-ți poți desfășura activitatea dacă nu le ai. Pe partea de soliști, fiecare părinte, cine dorește, își face și le suportă. Iar pe partea de grup, intră în sarcina noastră ca să putem prezenta pe unul de mers pentru grupul. Trebuie de autor pe care nu poți să nu. Dar pe 6 cu 7 nu putem corobora, când dau cam același studiu. A, și în restul șaptele, da, de vota, că a zis să le votați separat, eu nu știu, da. Aici o să rămână 40 de mii, că o să duc dintr-o, 1000, să o vedem de unde ce spune, da, ori de colo de colo. Ca să aibă și să aibă o cifră în față. Și șapte, vorba de 70 de mii de lei pentru ceea ce se cheltuie cu organizarea zilei de femei, copilului și festivalului. Supune, doamne. Dacă te dau o cheie la un test, de la un test. Pe discuții, având în vedere. Da, scuzați, da, dar nu face nimic care, nu, vorbim despre domnul. Având în vedere că bugetul este construit, revin, cu multe zerouri dinainte de virgulă, trebuie să mă abțin la acest capitol 6 și 7, cheltuielile fiind undeva destul de mari pentru realitatea care este. Dar domnul Popa. Pentru că poporul vrea să-i place la noi întotdeauna și petrecerii firească, eu prin și cu o propunere Consiliul Local la probă, dar și doamna Maria Șalom să se prezinte în cadrul Consiliului Local un raport de activitate asupra activității. Sunt raport de activitate pentru fiecare lună în parte, sunt care însoțesc factura. Da. Justifică activitatea. Să vedem și noi, poate ne îndrăgostim de atât, pentru că nu au ceva frumos aici. Să spunem că tot apare în spațiu public întrebări. Poate de activitate la fiecare decoartare. Eu zic că totuși ar trebui să o prezint în fața Consiliului Local, pentru că, de virgula de rigoare, Consiliul Local a aprobat această finanțare.
Dacă e nevoie, să nu e. Eu zic eu, dacă sunteți de acord. Noi aprobăm suma, domnul primar stabilește contractul. Corect. Dar fiind bani publici, ar fi bine în fața consiliului. Noi stabilim o sumă. Corect. Domnul primar hotărăște către cine e acord de contract, cum îl acord de problema dânsului. Da. Deci pentru punctul 6-7 maxim. Cine este pentru? Cu mențiunea, raport de activitate în fața casei. Voi împotriva? Abținere? Articolul 8. Se propune aprobarea utilizării microbuzului școlar în vederea deplasării la diferite evenimente cu caracter social-educativ în timpul sau în afara orelor de curs, în vacanța elevilor, preșcolarul și dispozitorul acestor. Am găsit cuvință, de bine să fie o astfel de aprobare, pentru că așa e bine. Dacă sunt intervenții? Ca să nu avem surprize, în această hotărâre nu includeți și forma de renumerare a celui care trebuie să desfășoare activități în afara programului, zi liberă. Ai o discuție care face voapă așa, tu putem... Ca să avem grijă de acel șofer, că spune, domnule, toți oamenii care fac ore suplimentare, inclusiv muncitorii sau cei care au lucrat și sâmbătă și duminică, trebuie să fie compensată timpul. Pentru că e firesc acel om să primească și el diurna, pentru că nu este să întreagă. Se trebuie să-mi codul muncii. Corect, dar formulează. Se referă la aprobarea, mai fac niște sesizări personale. Dar nu au posibil local. Asta trebuie executivului, dar... Cum trebuie hotărâri de Consiliu ca să-i compensează tot timpul omului. Domnul Rău. Ai trebuit să codul muncii, clar. Dani, asta era intervenția? Nu, asta era intervenția la intervenția domnului Consiliu, care încă o dată prevedește că... Poftimește materialele... Poftimește materialele... Luptul de-a mult discutat la asta, domnul consilier. Da, simțiți-vă bine. Da, aveți o luptă așa. Nu v-am întrerupt la intervenția noastră. Este vorba de microbuzul școlar, care? Al Consiliului Local, da? La care am trecut, ați anunțat că avem probleme cu el. Deci este problema de reparații. La nostru, s-a rezolvat. Deci în stare de funcționat, dar nu funcționează. Nu. Acum sunt probleme cu cel de la școală, dar am găsit o altă mașină în loc. Dumneavoastră ne-ați adus la cunoștință anul trecut că microbuzul școlar... Măi, ele au o anumită vechime, care vrem, nu vrem, se întâmplă, că ele urmează zilnic și asta e treaba, uzura face efect. Da. Dar probleme majore cu cel de la primărie nu prea au fost. Probleme de vreo majoră. Și mai nou, cel de la primărie. Corect, nu, nu. Au fost și întreținut altfel ca să duce în stil. Da. S-au avut mai multe grijă de el. Corect. Decât ceilalți șoferi care au activat de mașina școlii. Care au tras de ea până au căzut, ca să-l văd. Deci, din cu aceea, să-i mulțumesc și lui Marius și la doamna Daniela de astăzi, deci la orice chestiune care nu o lasă să se ducă până când o rămas de profundul nici pe drumul. Se semnalizează că, nu se, că se întâmplă nu știu ce lucru, am intervenit, am făcut ce trebuie și deocamdată ca orice mașină, e bună cât funcționează, asta e treaba. Într-o ședință anterioară spuneați că sunteți partea unui proiect pentru achiziționarea de microbuze electrice. Partenerul Consiliului Județean. Sunt șanse să ne încadrăm în ghidul de finanțare. Încerc să fiu optimist, dar am rezervă. Mai sunt intervenții? Nu se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? La articolul 9 se va propune aprobarea sumei de 10.000 lei pentru gestionarea firmei fără stăpân. Și aici e vorba de doctorul cu care noi facem un contract în vorba aprobării care s-a făcut anul trecut și mai departe. Da, da. După aia se aprobă 20.000 lei pentru... Împotrivă, abțineri? Cadoului de final de an pentru școlari de școlar, pentru elevi general și 15.000 pentru premierea celor care obțin rezultate deosebite la învățătură. Da, se pune la vot. Sau mai sunt intervenții? Întru 10? Întru la vot. Cine este pierdut? Copiii merită bani de parare. Da, și eu mi-aș fi doresc să le dau și alt gen de premii cum se practică, dar trebuie să ai și sus. Dacă găsim sponsor și astea, putem să ne gata. Deci bugetul este un buget estimativ, care poate în timp poate să aibă diverse suporte, modificări. Cu plusuri, cu minusuri, că nu tot din timp. 2. 25.000 de prezent stimulentul financiar pentru rol născut și suma 6.000 lei pentru venirea celor care fac 50 de ani din căsătorie, de la căsătorie. Da. Se pune la vot. Cine se pierde? Împotrivă? Abțineri? 135.000 pentru parohii, 41 ormeni, 25, 2, 1, 2, 25 și 10.000 pentru cea pentru stimulent. Sunt sume estimate. Corect. Sume certe.
Asta vreau să vă rog. Scepti sau estimat? Până la final, pot întâmpla multe lucruri. Poate unii au nevoie, poate au nevoie. Dacă avem nevoie și cererea domnului preos, vă rog. Păi sunt, am trebuit să-i punem aici. Dar de ce scepti, nu se estimat? Măi, i-au cerut alte ce am dorit de sub, dar nu i-am aducat. Deja, la povechea 2, am început investiția acolo, să? E nevoie să spun, sunt nevoie. Dar în limita care puteți sprijini și noi activitățile celorlalți. Și la parohia 2 scurt avem probleme cu biserica, nu avem 12, 13, 14 ani de zile de când începe cu ea, deci noi nu avem niciun sport. Da, domnule, am avut discuția și cu voi și el a spus că el pleacă din parohie. Și dacă vine altul? Dacă vine altul, atunci rămâne să vină altul, că fiindcă are multe datori de dat. Are de dat plăți, nu știu ce. Am văzut că tu știi că îmi pleacă, ai să? Da, noi trebuie să... Da, nu trebuie să... Da, nu trebuie să... Noi trebuie să scurtim și așa ceva, dacă noi avem noi nevoie. Mă, biserică nu trebuie să... Și-am înțeles. Suntem o parohie mică noi. Și acolo și-a nu mai adunăm bani niciodată. Nu punem la bani. Dacă toate parochiile astea la tesură... Împotrivă? Abține? Adică împrește. Se propune spre aprobarea susținerea obiectivului de investiții. Astfel, reabilitare termică, școala gimnazială cu 1 ben, cu parte de cofinanțare, 300.000 lei, dotare cu mobilier, zona din PNRB, 40.000 lei, construirea cămilului de 0, proiectul regional la fel, sistemul de alimentare cu apă pentru străzile de la Scurda, 553.000 lei, la care adăugăm din excedent 55.000 lei. Pentru proiectul care este aprobat și finanțat în anghel Salinii, am propus 100.000 lei, e suficient și aici, și 100.000 lei pentru cel care completează proiectul de anghel Salinii, modernizare drumului etapa a doua, cu suma de 100.000 lei, da? 100 și 100, parcă nu? Așa de bine? La gaz 100.000, la drum 100.000. Cam asta e. Și modernizarea etapa a doua, 80.000 lei. Deci este alea capetele de uniți. Noi suntem în procedura de achiziție, o să facem licitațiile cu acea clauză suspensivă. Și în momentul când o să avem și sume de bani și finalizată treaba cu Boimul, pe străzile care se suprapun cu Angel Salinii, vă demară la zonă și da? Dacă sunteți de acord. Și la PUM 42.000 de lei. Că aia trebuie să-i plătim pe avizele de-am trecut. De 35 fără TVA, PUM 40. La articolul ăsta pe discuții vă mulțumesc referitoare la modernizare infrastructură rutieră în Sfântul Orbim și Scurta prin Afir. Suma bugetată 0 lei, documentații tehnică și 6 km de covor asfaltic. Vă rog să menționați dacă există lista de investiții actualizată la data prezentei, pentru că le aducem în actualitate amendamentul meu. Măi, amendamentul... Există în lista de investiții aprobată pe anul trecut? Pe da, sigur, toate proiectele astea vin din urmă. Nu-i nimic nou aici. Nu-i nimic nou. Nu. Deci, da, fiind... Fie... Timpul ce am cu acoperiul... De 12 ani. Da, cum sunt? Și aveam acoperiul pe afir. Cu afir și cu tot. Stați așa un pic. E o problemă aici. Este. Nu este. Nici o problemă. Asta cu afirul îl retrage de pe... Am zis să retragă, dar au rămas redactat și nu e. De asta am atenționat. E bine. E foarte bine, dar e oricum retras. Pentru că în momentul în care ne-am inițiat procedura să putem, și am asigurat o sumă de bani, să mișcăm lucrurile ca să putem depune proiectul, la câteva zile distanță s-au epuizat sumele. Au fost comune cu punctaj foarte bun și sumele, fondurile, n-au mai ajuns în categoria unde noi ne-am încadrat. Și s-au epuizat, deci n-am mai făcut niciun plan cu ea. Un proiect la dumneavoastră, locul 4 pe care. Deci, n-ai înțeles, da. Sunt bugetate de 6 ani, când... Nu, Dani, nu e așa. Asta e proiect nou. Anul trecut l-am inițiat, cu gândul că în ianuarie, februarie, depunem... Deci este vorba de un covor asfalt de... E vorba de cel 6 km care era pe scurtă. Sapat. Pe care noi încercam să-l reparăm acum, prin afir. Dar uite că n-a fost norocul și asta pică de pe lista de investiții. E pe zero, n-am efectuat niciun leu cheltuială, deci n-are ce căuta în continuu. Și la PUB e vorba de reactualizarea PUB-ului 4.000. Actualizarea, da.
Da, da, și s-au semnat contractul de anul trecut, s-au făcut lucrările, dar am convenit cu proiectanta, doamna Stoica, ca plata s-o fac după ce obțin avizul de la minister, să vedem. Mai bine, mai intră, nu mai intră. Așa l-a ținut în lucrurile aia cu 10 ani. Să pune la vot, cine este când? S-a întârziat din cauza la... Împotriva? S-a speria toată lumea, că cel de la Dena 2 cu de la Bini. Nu dată mai am. S-a mâncat foarte mult timp. Da. La articolul 14 avem candidățile de combustibil repartizate pe toate categoriile de utilaje, dacă suntem de acord. Sunt estimări sau certitudini? Sunt estimări. Nu am explicat. Suntem oricum ce am trecut, suntem sub ele ca așa. Spune la voi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă conținerea fondului de rezervă în sumă de 25.000 lei, acea obligație legală pe care trebuie să... Nu era cumva minim 50.000 lei? Nu. A fost o sumă aruncată de 50.000, că e până la nu știu cât procent. Nu era, nu știu, că era caracter obligator. 50.000? 50.000 lei trebuia să... Până la 5%. Până la. Da. O puteam să-mi pun mai, dar îți dai seama că blocam o sumă sau eu știu ce o să-mi ferească pe zi de alte lucruri. Nu am. Da. Deci atunci... Spune la voi, cine este pentru? Articolul 16 se propune spre aprobare utilizarea sumelor din TVA pentru plata asistenților personal și a indemnizațiilor persoanelor handicap în valoare de 1.671.000 lei, la care se adaugă contribuția bugetului local de 10%. Așa cum am fost formulat textul, până la epuizarea lor, inclusiv din plăți procentuale efectuate în mintea dispunerea existent la data respectivă, la acea dată. Nu particip și nu votez. Și până la voce, ce este? Împotrivă, abține. 25 pentru Ignatul Public Festiv. Da. Aici am... Spune la voce, ce este? Am obiecțiunea existe 25 da. Pentru Ignatul Festiv. Da. Ocazia sărbătorii de iarnă, sărim și la că avem aici întreținere iluminat public. E diferent, dar e iluminat public. Da, acolo, acolo vreau să spun ca să sărim. Să nu sărim. Nu, nu, nu are nicio legătură. Să nu sărim peste, că se uită. Am mai luat termostatele alea electronice de citire, aprindere, stingere, iluminat public. Mai să pune la vot, acum, punctul 17. Cine este pentru? Sunt diferite categorii de cheltuieli. Da. Împotrivă? Abțineri? Pentru scuze. 12.000 pentru acoperi cheltuielile cu abonamentele personalului. Până la vot, cine se pierde? 50.000 pentru componente IT, softul, registru agricol, site, primării, digitalizare, extindere și modernizare, sistem supraveghere video. 50.000 lei. Și vorbeam mai departe. Cine se completare, mai bine și parte. Împotrivă? La 55.000 din excedent, și vorbeam mai departe pentru investiția, realizare, alimentare 4 în cadrul scurt, am completarea ce a fost la bugetul de care era, trebuie să fi pozitiv. Să pune la vot. Cam asta ar fi. Iluminatul public. Iluminatul public. E prins în capitolul 70, nu e prins ai distinț, dar este prins și sunt în jur de... Dacă trebuie de 40 de zile. Domnul viceprimar, să achiziționăm acele termostate electronice de închidere, deschidere automată a iluminatului public. Băi, e mai bine cu astea pe ca și cu dar mai observați comparativ cu altele electronice. Au rămas, va aprinse, va nestinse. Păi și ale electronice, tot o comandă de răzbirea. Păi nu, dar la să fac o soră atât. Ascultă-mă la să se apune, nu mai opresc. Să păi nici astea, nici astea nu ar trebui să oprească, dar mai sunt defecte din urmă, le-am mai schimbat. E vorba de acumulator, ia o baterie care nu lucrează. Uite, de exemplu, când se mărește ziua sau scade, mă rog, așa, tot un cineva trebuie să-i dăunele, dar sunt mai rezistente astea mecanice decât aia de electronice. Eu cred că ale electronice fac economie mai mare la primul an de ori. La ce? Nu cred. Păi, electronice fac economie? Dar nu e bine. Setarea de setare o face tot pe om. Că e electronic, că e mecanic. Dar ca și rezistență, vreau să vă spun că ceasurile mecanice sunt mai rezistente decât ale electronice. Dar de la Garbenița, setarea electronică o faci pe luna. O faci pe două, o faci pe trei. Domnul Constantin, faci economie, e ținut cont. Dar nu le-a prins deloc. Consumul tău mai multe ori. Ai domnule care o baterie, mecanic, nu l-am convertit. Domnul primar. Zeci ori stă degeaba, nu consumă. El când ajunge, el pleacă, pune un contact. Da, hai să punem, proiectul de buget la formare. Cine este pentru? Cu mențiunea că la total venituri, să vă rog să precizați. Da, la total venituri. Uite, avem 7.283.000 lei.
Dar vă dau hârtie, stați niște. Da. Iar raportul SFSD e 82,5% cu 17,44 de euro. Mulțumesc. Da, să citeți. Cine este pentru asta? Da, bă, dar e zgolat. Bă, dar să mă uit și eu să fac o văd moștenitorii și cine sunt. Asta e important. Ascultă-mă. Ăștia, caută-i. Raportat la problema care... S-a făcut un pas. Băi, bă. Găsiți moștenitorii. Un pas mic, dar zic. Un pas mic. Ce e ferit de la Sibiu, ce faci în seama? Păi, dar am vrut la diverse să zic, domnule. Dacă mă privește la diverse remuneratorii, nu mă vor, pentru ce vreau. Dacă nu e voie, dacă nu e voie. Mă duc să-mi facem cifrele pe ideea. Deci, foaia e.